Credincioșii care merg la Biserica Sfântul Ștefan din Parcul Gării din Constanța au primit în mijlocul lor noul preot paroh. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat în Biserica Parohiei Taina Sfântului Maslu. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a prezentat credincioșilor pe preotul care se va ocupa de acum de construcția bisericii aflată la acest moment la cota zero, slujbele fiind oficiate la demisol. Astăzi seară am poposit ca la taina Sfântului Maslu, chemați la milă, la iertare, la pace și binecuvântare, să aduc și un dar de Dumnezeu binecuvântat, că vine în numele lui Dumnezeu, pe părintele Puiu Mihai, vine dintr-o zonă cu o activitate misionare atât de intensă. În țara noastră nu există misiune mai grea ca în județele Covasna și Harghita, unde românii sunt minoritari și adeseori în primejdie. Părintele Puiu Mihai a fost mâna dreaptă a celui ce este acum mitropolitul Banatului, înalt preasfințitul Ioan, și timp de 20 de ani lângă înalt preasfințitul Ioan și 2 ani după aceea lângă preasfințitul Andrei, a făcut o misiune atât de frumoasă și plină de jertfă. Ridicată încă din anul 2008, biserica are acum un demisol spațios deasupra căruia se va ridica un lăcaș de cult din lemn stratificat. Venirea mea aici e legată indiscutabil de dezidirea bisericii atât de mult așteptate a Sfântului Arhidiacon Ștefan și cred că împreună preoți și credincioși cu binecuvântarea înalt preasfințitului și cu sprijinul înalt preasfințitului vom reuși să punem Sfânta Cruce pe turla bisericii, celei de lemn. Întotdeauna sprijinul și încredere eu am în Dumnezeu. N-am venit cu conturi pline sau eu știu cu o filă de cec, ci am venit cu încrederea în Hristos, care este întotdeauna cel care nu te lasă niciodată și care la nevoie știe să te ajute și știe că biserica pe care o construiești este închinată lui. Biserica va fi cea de aici, va fi sufletul credincioșilor aflați în necazuri, în nevoi, într-o lume a secularizării, într-o lume în care modernismul încearcă să acopere ortodoxia strămoșilor noștri. Spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Mă bucur că las parohiatul pe mâinile unui om destoinic, unui om care vine din partea lemnului și ne dorim ca deasupra să fie o biserică din lemn, dânsul are experiența necesară pentru a o edifica, dar cu siguranță vom fi alături de dumnealui și vom duce la bun sfârșit acest proiect în care fiecare dintre noi ne-am lăsat o parte din sufletul nostru. Un proiect vechi al parohiei care urmează să se înfăptuiască este Centrul Social Sfântul Ștefan, ce are ca scop ajutorarea persoanelor care vin la muncă pe litoral, dar care nu sunt plătite și nu au cu ce să se întoarcă acasă.